În primul rând, aș vrea să transmit un mesaj din partea colegului meu, deputatul Nicu Băniciuiu, fost ministru al sănătății, care nu odată a străbătut județul Botoșan pentru a vedea cu proprii ochi problemele de sănătate din comunitatea județului și pentru a sprijini aceste probleme pentru a fi rezolvate. Domnule primar, domnule manager, distinși colegi, primiți din partea fostului ministru Nicolae Băniciuiu urările lui de sănătate, urările lui de succes tuturor celor care vor exploata acest aparat și vă transmite prin mine felicitări pentru operativitatea cu care ați dus la bun sfârșit această saga a achiziționării și punerii în funcțiune a acestui aparat. Nu în ultimul rând, ar vrea să vă felicite pentru faptul că ați depus foarte multe eforturi de a aduce în această echipă de specialiști ai Spitalului Municipal Dorohoi, tineri colegi, care cu siguranță vor ști și vor face tot ceea ce pot pentru sănătatea celor care se vor adresa Spitalului Municipal Dorohoi. Și permiteți-mi, dragi colegi, în nume personal, să spun succes în profesia de imagiști, celor care vor folosi, vor utiliza și vor da rezultatele după accesarea computerului tomograf, domnului doctor Anton, doamnei doctor Voariu, sunt convinsă colegii mei vor ști să îndrepte cu parcimonie pacienții către computerul tomograf, pentru că știu că există și examene complementare care pot rapid să soluționeze probleme, dar ce este foarte important legat de acest CT este că pacienți care ar trebui să stea pe liste de așteptare în Botoșani sau în alte zone ale țării unde există asemenea dotări, vor fi scutiți de această așteptare și aici se vor face cu celeritate investigațiile de care au neapărată nevoie. Vă doresc succes, dragi colegi! Vă felicit, domnule primar, pentru că veșnic ați știut exact unde să accentuați ca să vi se împlinească solicitarea și, desigur, să nu rămână cei care au nevoie de sprijin fără ajutor. Și, nu în ultimul rând, domnule manager, distinși colegi, vă doresc succes în activitate și fie ca toți pacienții care vor fi diagnosticați aici să aibă parte și de tratamentul corespunzător, pentru că știu că o puteți face, sunteți tineri, sunteți cu multă empatie și știu că veți avea rezultate, ca și până acum, foarte bune. Vă felicit!